Problemele sunt grave în momentul în care antrenorul și capitanul de echipă ies în public și vorbesc despre problemele reale echipei. Înseamnă că limita de suportabilitate nu mai există. Da. Și atunci chiar nu văd ce mai poate fi făcut. Sigur că toată lumea așteaptă 21 decembrie, ziua măririi de capital. Cred că atunci este momentul adevărului, în punctul meu de vedere. A, deci tu spui să mai avem un pic de răbdare, totuși, cu spaniolii ăștia. Altă variantă există în momentul de față? Eu cred că există altă variantă. Eu stau și mă gândesc, Florin, a plecat Liviu Bătineanu, om care nu știu cât avea la Dinamo, 18 ani de Dinamo sau ceva de genul ăsta. Îți dai seama cât de grav e dacă și Bătineanu a plecat? Da. Da, lucrurile sunt grave, e clar. Înțeleg că acum la antrenamentul din această dimineață ar fi alături de echipă doctorul Adrian Moțoacă, doctor care a mai fost la Dinamo și a plecat, mă rog, cu scandal. Foarte bun doctor. Foarte bun doctor. Da. Eu am lucrat foarte bine cu el. Sigur că orice om are și păcatele lui. Da. Dar ca profesionist, el n-a plecat din cauza... A plecat din alte cauze. N-a plecat din cauza meseriei. Este unul din cel mai bun doctor cu care eu am lucrat. Profesionist, tot timpul lângă jucători, aproape. Deci este un câștig din punctul de vedere. Păi înțeleg de la colegii mei că în momentul de față s-a dus la echipa la Dinamo ca să supervizeze, n-are niciun contract cu Dinamo, s-a dus pur și simplu astfel încât Dinamo să se poată antrena. Bine, se putea găsi și altă variantă, dar e clar că el vine, știți foarte bine, vine din rândul suporterilor, da. Vine din PCH și atunci asigur că a sărit imediat să dea o mână de ajutor. Dar, repet, este o variantă foarte bună. Bun. Ce părere ai de acest control ANAF asupra Federației Române de Fotbal? Păi, din ce se vorbește așa, se pare că sunt probleme destul de mari. Ah, interesant. Și ele au fost semnalate de-a lungul timpului de către mulți oameni din fotbal. Banii care vin de afară nu ajung unde trebuie, milioane de euro care se duc numai în salarii și în prime și în diurne ale celor care lucrează la nivelul de sus, pentru că sunt 4-5 persoane, restul de jos sunt salarii mizerabile în Federația Română de Fotbal, și în loc banii să se ducă pentru ce vin ei, pentru dezvoltarea fotbalului, mai și pentru COVID, ați văzut că au venit câteva milioane, ele se duc în alte buzunare decât unde ar trebui. Și atunci, asigur că autoritățile trebuie să scoată la lumină aceste nereguli. E de salutat. Salut inițiativa domnului ministru Cățu. Da. Și sigur că n-are de ce să se strică dacă totul e în regulă și... Da, este de mult timp n-a avut cineva, să zic așa, tupeul ca să intre în profunzime în finanțele Federației Române de Fotbal. E bine că se întâmplă acest lucru și sigur că probabil că va fi și un raport care va fi făcut public și... Da. Spune Tudor ceva Iacov de la... normal, cred eu. Ceva normal, cred. Nu neapărat ceva normal. Spune Tudor Iacov de la Progresul că FRF a primit 4 milioane de euro, dar clubul lui n-a văzut niciun ban. Nu numai domnul Iacov, mai sunt și alte cluburi care n-au văzut. Banii s-au dat preferențial. Știți foarte bine că așa se discută la Federația Română de Fotbal. Ori ești cu noi, ori ești cu noi. Și atunci banii s-au dus la... Să fie chiar așa, Florin, chiar la modul ăsta, mi-e greu să cred totuși, vorbim de FRF. Cu siguranță da. Cu siguranță da, pentru că sunt conducători de club care ați văzut că sunt extrem de nemulțumiți. Da, da. De unde se duc banii care au venit de la UEFA? Cu siguranță, da. Problemele la Federația Română de Fotbal financiare sunt din ce în ce mai mari. Ele se și văd, se simt. Da. Oameni dați afară, oameni în preaviz, sponsori care fug și e normal să fugă pentru că produsele pe care le oferă Federația Română de Fotbal sunt falimentare. La ce te referi exact? Produsele. Ce produse oferă echipa Federația națională. Fotbal? Echipa națională. Și unde suntem cu echipa națională? Nu mai spun Cupa României, care deja a ajuns așa o competiție care e pusă pe tarabă. Nu mai are niciun fel de valoare. Uh-huh. O competiție pe care toată lumea o tratează cu echipele a doua, a treia, cu înțelegeri între cluburi să se joace meciurile. S-a denaturat. Pentru că... A, deci nu ești de acord cu înțelegerea asta între Iași și CFR Cluj? Nu, nu, nu. Acolo este cu totul altceva. Mă refer în primul rând la echipele mici care sigur că așteptau un meci de cupă. Știi foarte bine. Da.
se pregătesc tot anul ca să întâlnească o echipă de Liga 1. Așa e. Și acceptă săracele din sărăcie, nu din altceva. Acceptă din sărăcie să se ducă și să joace în deplasări. Sigur că mai încasează și ei ceva, plus cheltuielile le plătește echipa gazdă, plus niște bani care mai intră în contul clubului. Deci nu că nu sunt de acord, eu înțeleg perfect, dar eu vreau să spun că s-a denaturat sensul competiției. Nu mai este o competiție a tuturor. Pentru da. Că e foarte greu ca o echipă de Liga a treia să se ducă, eu știu, la echipă de Liga a întâi să câștige sau și așa mai departe. E adevărat. Da. Și atunci, dar că sponsorii se îndepărtează, unul câte unul. Dacă competițiile tale sunt falimentare și nu reprezintă absolut nimic pentru nimeni, vedem la Liga a treia niște rezultate de incredibil, 9-0. Echipe care se retrag de azi pe mâine. Sute de goluri pe etapă. Asta nu mai este fotbal. Nu retrogradează nimeni. Da. E mai rău ca pe vremuri. Sunt competiții moarte, fără niciun fel de atracție, pentru absolut nimeni. Din păcate ai dreptate, cel puțin la ligile inferioare este prăpăd, într-adevăr.